găsit la emisiunea Vocile Iașului. Astăzi vom discuta despre bicicleta electrică tip Chopper. Este o premieră produsă, este o premieră românească, produsă în România, această bicicletă, chiar în zona aceasta de nord a Moldovei. Vorbim despre producători care lucrează în Roman și în Piatra Neamț. Este vorba despre o bicicletă care imită motocicletele celebre americane într-un fel, sau de acolo pleacă ideea, inspirația. Cei care fac acest produs sunt doi tineri antreprenori. Este vorba despre Ovidiu Teofănescu și Marius Ghineț, prezenți la Vocile Iașului. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult pentru invitație! Deja sunteți puțin, cum se spune, pe val cu acest produs, pentru că ați primit o medalie de aur la salonul de la Geneva. Nu pentru acest produs, dar nu pentru acest produs. Am primit în trecut, dar pentru abilitățile noastre tehnice. Pentru abilități. Și ați fost sau ați făcut senzații la salonul de biciclete. Biciclete, recent, de la unde toată lumea încerca să facă fotografii, să se uite la ea, să începem cu povestea acestei biciclete. A fost senzația salonului de biciclete, pentru că e o bicicletă cu un aspect excepțional, inedit și atrage atenția. Da, o bicicletă cu care îți vine să te fotografiezi cumva, nu știu, generează efectul mașinilor de lux gen Ferrari sau Porsche, dar la costuri infime, să spunem. Adică poți obține același efect cu bani foarte, foarte puțin, cu o investiție mult mai mică. Este o bicicletă electrică și în același timp are acest design. Cum ați ajuns? Care a fost punctul de plecare? Noi ne-am apucat de biciclete electrice. Noi fiind pasionați de vehicule motorizate, mari și pasionați de vehicule motorizate aeriene, care zboară, eu de motociclete, atunci când a apărut bicicleta electrică, noi ne-am regăsit în acest produs, în această gamă de produs. Și tocmai de aceea am, având și abilități tehnice și capacități de producție, ne-am aruncat în acest proiect, să spunem, având și cumva business-uri corelate cu piața bicicletelor. Marius, ești cumva responsabil de partea tehnică, deși amândoi participați la acest produs. Care au fost provocările pentru tine la acest? Păi, multe provocări. A trebuit să depășim multe obstacole. E un produs făcut de la zero. Sunt anumite standarde internaționale pentru piese, trebuie aleasă o categorie de piese care să se potrivească pe bicicleta noastră, respectiv roțile, motorul care este în roată, toată linia bicicletei este construită de la roți, pedale și apoi merge în sus către șa, ghidon și poziția biciclistului. Ce să ne imaginăm? O linie de asamblare industrial sau ceva mai mult? Nu, mai curând, vorbeam gen de atelier? Vorbeam strict de proiectarea bicicletei, că trebuie să ajungem și la un preț rezonabil pentru bicicletă și trebuie să fie și o calitate. Momentan le facem într-un atelier mic spre mediu. Eu personal am două ateliere le facem. În total avem poate peste 1000 de metri de spații de producție, să spunem, și depozitare, împărțite în două zone foarte apropiate. Marius are undeva probabil la 150 de metri pătrați spații, dotați cu ceva utilaje, echipamente, chiar și CNC, și ele construite tot de el. Eu la fel, la mine am alte utilaje pentru prelucrări mecanice, strunguri, freze, inclusiv vopsitorie, și Marius are vopsitorie mult mai bun pe partea asta decât mine. Da, legat de provocări au fost extrem de multe, adică de la prinderea roții până la construcția roții, până la cum sudăm cadrul, cum prindem rezervorul acela. Pentru că întotdeauna, pentru a rezolva o problemă, ai mult mai multe soluții și am căutat să le găsim pe cele mai eficiente și cele mai, neapărat ieftine, dar la îndemână. Care este principiul de funcționare de bază? Să spunem, pentru telespectatori care nu au neapărat o idee clară. E o bicicletă asistată electric. Are un motor. Motorul nu funcționează decât dacă se pedalează. Motorul, practic, ajută la pedalare. Nu este o motocicletă, chiar dacă arată ca o motocicletă.
Ceva efort trebuie. Trebuie, într-adevăr, ceva efort, dar nu se duce în zona aia de oboseală, de extrem, adică se pot urca orice dealuri din Iași și chiar lejer, cu 20 de km la oră, o medie care pentru o bicicletă obișnuită trebuie să fii deja sportiv și... Poți să urci dealul Copoului absolut fără efort. Partea aia interesantă e că poți să-ți setezi tu singur cât efort să depui. Nu e bicicletă care îți preia tot efortul, deși noi putem să-i punem chiar și accelerate să meargă la buton. O putem dota cu tot felul de tehnologii. Dar partea interesantă e că tu singur ai un vehicul la îndemână care îl programezi să te ajute atât cât dorești. Vrei să faci sport, poți să oprești pur și simplu motorul, este și nivelul 0. Vrei să te ajute foarte puțin, de exemplu doar la plecare, unde depui cel mai mult efort, setezi o treaptă inferioară de putere. Vrei să te ajute foarte mult sau vrei să urci un deal foarte abrupt, în costum, în cămașă, ca să ajungi la servici, poți să mergi pe treapta 5. Da. În toamna anului trecut am văzut declarații de ale voastre în care spuneați că vreți, vă propuneți ca în această primăvară să începeți să exportați. Aici, ăsta este obiectivul nostru, deși și piața națională, pentru că avem, în afară de bicicleta asta, avem și o gamă de biciclete mult mai accesibile ca și preț, dar în special cu acest model, dar vrem să ieșim așa, să spargem granițele acestea psihologice și să ieșim pe piața internațională, unde eu personal am deja experiență cu alte produse care le comercializez și le export. Cam ăsta e modelul de business. Vrem să producem aici, să vinem acolo, pentru că acolo nu mai există bariera asta de preț. Bicicleta este unul, mai în special bicicleta electrică, începe să fie unul dintre cele mai utilizate vehicule utilizate pentru transportul zilnic, pentru mersul la servici sau la cumpărături. Problemele astea generate de traficul auto avantajează cu siguranță dezvoltarea, da. Și dezvoltarea industriei, sigur. Da, iar legat de biciclete electrice, este o piață în expansiune. Deja în Germania sunt una din 5 biciclete care circulă pe stradă este electrică, adică oamenii încep să adopte acest vehicul în detrimentul mașinii. Ok, nu în fiecare zi sau poate nu pentru orice activitate, dar Se folosește din ce în ce mai des. Da. Este o creștere. Pentru că avantajele sunt foarte, foarte multe. În primul rând, costul de achiziție, în același timp, interesul oamenilor pentru stil de viață sănătos crește din ce în ce mai mult și atunci bicicleta electrică vine în sprijinul lor pentru că îi menține energici și sănătoși și le oferă un tonus și o bună dispoziție. Acum putem să punem și costul carburanților care crește de la un an la altul și dacă e să ne uităm într-un buget lunar, este un cost semnificativ pentru acestea fiecare. Ar fi avantajele pentru cei care aleg acest tip de o bicicletă transport, electrică, o bicicletă electrică. Cât timp a durat până de când ați pornit de când v-a venit ideea să faceți această bicicletă? Mă refer la această tip ceapă. Anul trecut am făcut un prototip. Da. Ne-am jucat cu el, un motor mai mare, mai mic, o roată așa, o furcă așa, până am ajuns Ați testat diverse variante. La un design acceptabil. Primul prototip a fost făcut cu utilajele pe care le aveam atunci. Nu puteam să îndoim țevi chiar cum voiam, că nu aveam matrițe, nu aveam tot ce ne trebuie. Și ne-am hotărât, am stabilit forma actuală a bicicletei, ne-am făcut matrițe, ne-am făcut toată linia de SDV-uri pentru modelul ăsta și e ok ce a ieșit. Acum trebuie să ne mai modelăm un pic după drumurile piață. Garda la sole destul de joasă pentru trotoarele sau străzile noastre, mai ridicăm un pic 3 cm, mai modificăm ghidoanele, le facem personalizabile pentru fiecare își alege poziția. În afară de construcția bicicletei, care cadru, furcă, sunt fixe, restul și le poate personaliza clientul. Culori, design de rezervor, ghidon. E o bicicletă de serie, dar
custom personalizabilă în același timp, adică vrem să rămânem pe cadru, ușa, ok, motor, baterie, astea, unele toate fixe că unele personalizăm, în rest vrem să ne adaptăm pe personalitatea clientului, culoare, imagine de pe rezervor, inclusiv coarne și poziția, pentru că acum, cum am setat-o noi, îți oferă așa o poziție mai de forță, așa, adică ai senzația că ești un supererou când mergi pe stradă și feeling-ul e tot cam același, ai senzația că zbori. Dar nu toată lumea e neapărat încântată de asta, pentru că unii au probleme cu spatele, unul are mâinile mai scurte decât altul sau așa, și atunci... Alții nu sunt obișnuiți și vor... Exact, alții vor altă poziție, clasic. Da, din acest motiv și motocicletele renumite americane oferă o gamă diversă de accesorii, tocmai din acest motiv, pentru a-ți construi... Și asta intenționăm, vine dorim să creăm o comunitate de bicicliști pe astfel de biciclete și... Depuneți eforturi și pentru piața românească sau orientarea este sigur, da, sigur, pentru că aici e cumva mai comod de comunicat și de prezentat, distanțele sunt mult mai scurte, avem acces ca și în seara asta, poate la televiziuni, să spunem, la mass media. Mult ne place bicicletele fabricate în România să le vindem în România. Asta e sentimentul cel mai plăcut al unui producător, să mergi pe stradă, eu știu, la cumpărături și să vezi o bicicletă, un produs de-a tău plimbându-te. Asta ar fi mândria noastră, efectiv, dacă reușim să facem asta. Desigur. Dar nu vrem să ocolim piața externă, pentru că acolo sunt bani. Adică dacă vorbim, eu știu, se preconizează că până în anul 2027 piața internațională... Să fie sustenabilă, trebuie să vă orientați pe piața. Cam care e nivelul investiției? Estimativ, cel puțin. Dacă luăm doar în proiectul ăsta, dar doar în proiectul acesta, ar fi incorrect, că, să spunem, probabil în jur de 20.000 de euro avem până acum. Urmează, cred că, cel puțin 100.000 de euro investițiile ulterioare. Deci, în marketing și stocurile inițiale și ce urmează. Dar dacă ne uităm înapoi și începem să cuantificăm spațiile de producție, așa ajungem la sume mult mai mari. Adică... Aveți solicitări? Au fost curioși care să sune, să întrebe? Da, vreau, da, aș vrea să cumpăr. Suntem deja în discuții cu câteva persoane și începem să facem un tur așa de tur de test drive, să-i spunem. Mergem în întâmpinarea clientului. Lucru care l-ați făcut și aici, la Iași, la FabLab. Da, da. Când ați prezentat această bicicletă. Mai am o întrebare de ordin tehnic. Ați avut dificultăți atunci când ați ansamblat-o, când ați făcut mai multe variante de... atunci când ați făcut prototipul. Ați avut dificultăți în acestea să nu găsiți diverse piese care... România, nu se fabrică în România, nu le găsiți ușor, la ora actuală, să fie transportate. România deține cam tot ce trebuie pentru fabricarea bicicletelor. Deja se exportă o grămadă de componente din materie România. Materie primă, adică țeavă și... Nu sunt toate. Uitam că roțile sunt, arată altfel, spițele la fel. Sunt modificate de noi. Sunt jante standard la care le-am mai dat găuri, le-am atașat... niște flanșe adaptoare pentru numărul de spițe. De noi care nu se găsesc alea. Deci, efectiv, alea nu se găsesc, nu se vor găsi niciodată, probabil. Sunt foarte multe piese făcute, efectiv, concepute, proiectate de noi și adaptate bicicletă. Adică nu-l poți găsi nicăieri. Piesa aia o facem doar noi în atelier, pe utilajele noastre. Patent propriu. Da. Dar nu ați ajuns la acest produs pe care îl faceți așa din neant. Înainte ați mai avut... activități cu biciclete electrice, chiar am vorbit despre medalia de aur de la Geneva, care are o poveste interesantă. Ați mers acolo cu alt gând și ați plecat cu medalia. Da, așa este. Eu am mers pentru că eram interesat și atunci de promovare. Promovam un panou publicitar mobil pe care îl produc și astăzi și participam cu el la diverse târguri internaționale. Căutam să-l promovez, să creez așa o notorietate și da, printre alte târguri am ajuns și la Salonul de Invenții de la Geneva. Știind că acel târg nu are neapărat un
această latură comercială foarte dezvoltată. Are un stand unde să vindeți produse. Nu prea se vine, adică noi am ajuns acolo, aveam propriu stand și în rest erau guvernele tuturor țărilor din lume și noi și cu încă cineva aveam noi stand singuri acolo de nebune, așa. Noi am mers pentru că târgul e foarte vizitat. Se estima un număr de vreo 60.000 de oameni și, na, cuantificat, așa, ar fi putut să genereze și vânzări. El a generat chiar și ceva vânzări, dar spre surprinderea noastră, la un moment dat am fost nominalizat și am luat și medalia de aur chiar cu felicitările jurului. Asta înseamnă că e un pic peste. Da, plus un premiu foarte important din partea OSIM România pentru inovație și din nou cel mai creativitate, da, pentru cel mai interesant proiect în zona de publicitate. Da, chiar și o medalie din partea Ministerului Educației am primit atunci. Ați ajuns cu acest produs aici, mă întorc puțin la această bicicletă electrică de tip chopper. Ați ajuns aici. Ce credeți că este mai dificil de acum încolo? Să îl faceți să devină un produs, nu știu dacă vă propuneți să fie un produs de serie sau... Da, nu. Trebuie să ajungem la cât mai mulți potențiali clienți. Trebuie să ajungem, da, la oamenii cu bani. Pe ea, nu mai lasă din mână, știți? Poziția așa e pentru ca o motocicletă. Fiecare se simte altfel când... Provocarea este să creăm o rețea de distribuție la nivel european. Aici partea dificilă care urmează din momentul ăsta și apoi să reușim să setăm producția, să o aliniem la cerințele momentului respectiv. Cine se ocupă de asta? Aveți angajați? Da, partea tehnică e supravegheată de Marius. Avem în jur de 6 angajați, inclusiv un inginer proiectant. Toate piesele, prima dată le proiectăm pe calculator, le vizualizăm, după care le realizăm. Primele teste se fac pe calculator. Și partea de marketing? Să spunem că mă ocup eu de partea de business. Aici încercăm să creăm o asociere de succes în care vrem să împărțim lucrurile. Eu am experiența anterioară în care mă ocupam și de producție și de marketing și am aflat că nu poți fi eficient stând cu picioarele în două lundri. Este nevoie de doi oameni. Și... Da. Este nevoie de doi oameni și genul ăsta de oameni nu cred că se pot angaja. Și tocmai din acest motiv avem alternativa asocierii pentru acest proiect. Care este experiența anterioară cu lucrul la export? Din punct de vedere al exportului este foarte bine, pentru că vânzările noastre, deși am mers la... Ce ai vândut și cum ai ajuns să vinzi? Fiind prin intermediul site-ului, brandului, nu știu dacă am voie să-l spun... Bize Bike. Bizon Wheels e Bizon pentru Wheels, remorci, da. Ok, am participat și la diverse târguri, dar în final doar partea online ne generează venitul și solicitări. Avem un departament de customer care răspunde la solicitările care vin din diverse porțiuni ale lumii. Avem tot felul de colaboratori cu care încercăm să optimizăm site-ul cât mai bine, să apărăm pe căutările potențialilor clienți, adică să ne găsească cât mai ușor și da, în rest exportăm, sunt diverse firme, diverse companii pentru exportul în Uniunea Europeană. Folosim anumite companii pentru exportul în alte țări, pe calea aeriană sau maritimă, lucrăm cu firme de logistică diferite, unde sunt documentații speciale. Avem, să spunem, un departament contabil, chiar dacă e condus doar de o persoană, dar spunem un departament. Exact, este până la urmă o firmă la început, mai ales cu acest produs care... Este o premieră? Mai fabrică cineva în lume astfel de bicicletă electrică? Se mai fabrică, dar sunt foarte puțini producători, pentru că sunt biciclete care le fabrici în serie mică, la nivel de sute, poate până într-o mie de bucăți. Și atunci mari producători se axează pe biciclete mai comerciale, cum sunt cele de mers pe munte, de enduro, mountain bike, hiking. sau cele de oraș, city, trekking sau așa. În această situație trebuie să vorbim puțin despre preț, pentru că atacați și o piață, în același timp vreți să o vindeți. Să spunem, cam care ar fi
prețul. Tot ați vorbit de competiție și acum vorbim de preț, competiția internațională își vinde produsele similare undeva la 5.500 de euro. Bicicleta noastră e undeva la 2.800-3.000 de euro și o să mai variem în funcție de dotări, pentru că o să le aproape la jumătate. Dotăm. Încercăm la jumătate, pentru că ceilalți își promovează brand-ul ca și Made in Germany și atunci noi, ca și Made in Romania, nu putem să avem pretenția să vindem. Nu avem în spate un Porsche, un BMW, un Lamborghini care să ne întărească o imagine de producător internațional renumit Made in Romania. Brandul ăsta nu există neapărat, nu e consacrat internațional, din contră, poate creează reticențe. Dar eu n-am întâmpinat aceste reticențe până acum cu produsele care le fabric. Marius, alte produse la care ai lucrat, pe care le-ai făcut, pentru că sunt mai multe. Da, ce am mai făcut anterior a fost făcut din pasiune, gen... Ca și bicicleta asta. Da, ca și asta. Ca și întreaga afacere. Da. Da. Da, în general am fost pasionat de zbor, am făcut și cursuri aici din Iași de planurism, parapantă, deltaplan, motoparapantă, motodeltaplan, în jurul acestor aparate de zbor a gravitat viața mea. Am trecut la alt nivel, adică a rămas și zboruri, dar m-am îndrăgostit de biciclete electrice, da. Pentru că, na, e plăcut un vehicul motorizat, dar în domeniul ăsta de biciclete să pui cu benzină, cu astea, nu prea merge treaba. Și... Crezi că acestea electrice sunt, fac parte dintr-un trend întreg, nu? La nivel mondial. Modificările, nu doar mașinile, și bicicletele să funcționeze pe acest tip cu electricitate. E energia eco, în primul rând. Bicicleta electrică revigorează din punct de vedere financiar industria bicicletelor la nivel mondial. În momentul ăsta toți producătorii s-au mutat pe biciclete electrice, toți produc biciclete electrice, pentru că aici sunt vânzările, aici este piața momentan. Ce este bine pentru proiectul în Europa, vostru? Cât și în Asia, da, și mai ales că sunt apart o fel de reglementări guvernamentale care restricționează celelalte vehicule. De exemplu, China din 2009 a interzis motocicletele pe benzină, pe genul acesta, și urmează tot fel de restricții pe zona asta, lucruri ce vor încuraja achiziția și producția de astfel de vehicule. Iar bicicleta electrică este cel mai, în momentul ăsta, este cel mai vândut vehicul electric din lume. Bicicleta electrică. Nu scuterul electric, nu mașina electrică. Bicicleta electrică se numesc o gamă pedelec, adică bicicletele astea asistate. Este și din cauza sau datorită prețului? Cu siguranță influențează, că ele variază de undeva la 8-900 de euro până la 4-5.000 de euro. Și atunci oricine își poate găsi un model pe bugetul și pe nevoia lui. Un aspect important a fost în dezvoltarea afacerii, nu neapărat acestei biciclete, dar afacerii în general, a fost vizita în China. Cum s-a desfășurat? Da, pentru mine a fost totul, foarte... Vizitele. Foarte, da, foarte important. E un business-ul meu, a trebuit să adopt bicicleta electrică pentru a oferi un pachet complet către clienții mei. Construiesc niște remorci de biciclete care pot fi tractate doar de o bicicletă electrică și atunci eu chiar aveam nevoie de o bicicletă acolo. Și în primă fază le-am importat din China. Iar în vizita mea am avut un moment de evrica, să-i spunem așa, pentru că în momentul când m-am dus să vizitez fabricile astea de biciclete, unele mai mari, altele mai mici, am constatat că aveam aceleași capacități de producție la o scară mult mai mică. Și în momentul ăla am realizat, wow, deci aș putea să produc și biciclete dacă oamenii ăștia fac scutere și biciclete cu aceleași utilaje care de îndoit țeavă, de debitat, de tăiat, de vopsit, adică toate astea. Da, și am vizitat, practic, înainte să începem acest lucru, am vizitat mai toate târgurile internaționale, unde ne-am familiarizat cu tehnologia necesară, cu furnizorii care există în momentul ăsta la nivel internațional și am ales pe cei mai buni care se plieau pe nevoile noastre, după care am rulat deja. Avem un an de zile când vindem biciclete electrice și ne-am familiarizat și cu modul lor de funcționare și cu problemele care le generează
și eventual cum se rezolvă. Și na, avem deja un background, să spunem, ne-am familiarizat din punct de vedere tehnologic. Da, dar am avut întotdeauna în cap acest obiectiv, să ajungem să le producem noi. Și într-adevăr acest lucru, acest click s-a produs în China. Și o faceți într-un mod creativ, inovativ, iată, biciclete electrice produse în Moldova, da. La Piatra Neamț și la Roman. Și nu doar că sunt produse, sunt și au și un design special, aceasta tip chopper. Are povestea pe care ne-ați spus-o aici la Vocile Iașului. Ovidiu Teofănescu și Marius Ghineț, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii și mult succes! Mulțumim foarte mult! Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii vocileiasului@digi24.ro sau pe pagina de Facebook facebook.com/vocileiasului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți la Vocile Iașului de la 17:30 până atunci. Vă urez o seară cât mai bună și un weekend cât mai plăcut!